Bună ziua! Numele meu este Mihai Bălescu, sunt consultant manager.ro. O idee de afaceri foarte interesantă, tipografie digitală pentru scriitorii debutanți. Despre ce este vorba? Să presupunem că ați scris o carte, beletristică, o carte tehnică, un volum istoric, nu contează. Și ca orice autor aflat la început de drum, ați dori să tipăriți volumul respectiv. Dar cu siguranță primul obstacol de care vă veți lovi va fi găsirea unei edituri dispuse să publice volumul dumneavoastră. Pentru că este clar, nicio editură nu vă va primi cu brațele deschise, pentru că editurile în general preferă scriitorii consacrați, sau dacă nu scriitorii consacrați nu au scos nimic nou în ultima vreme, se orientează spre publicații, spre volume străine ale unor autori celebri. Așadar, dumneavoastră ați scris o carte și doriți să o vedeți tipărită. Există oare vreo posibilitate să vedeți cartea tipărită fără să apelați la serviciile unei edituri? Tocmai aceasta este oportunitatea de afaceri. Există această posibilitate dacă apelați la serviciile unei tipografii digitale, o tipografie care vă poate realiza 50 sau 100 de exemplare din cartea dumneavoastră în condiții similare celor oferite de o tipografie clasică. Dumneavoastră dați comanda, predați un fișier electronic cu manuscrisul și în câteva zile, o săptămână, această tipografie digitală, care funcționează într-un spațiu cât un birou, vă predă tirajul dorit. Tiraj care, repet, poate fi de numai 50 de exemplare. Ideea acestei tipografii digitale este că, spre deosebire de o editură clasică, că ea nu interesează veniturile ulterioare obținute din vânzarea cărții. Veniturile acestei tipografii digitale vin strict de la scriitorii debutanți care vor să-și vadă volumul tipărit. De la aceștia își iau banii, pentru că poate n-am fost foarte clar, scriitorul debutant plătește el însuși realizarea acestui tiraj mic și editura, dacă are în portofoliu un număr de câteva zeci de astfel de scriitori debutanți, poate face afaceri frumoase într-un an. Mult succes!